Am revenit, dragii mei, cer scuze de întrerupere. Asta e, trăim în societate, ne caută oamenii, avem familii, se mai întâmplă. Spuneam că în ultima vreme, într-un fel, v-ați regăsit pasiunea pentru dorința de aventură, de a explora, nu neapărat aventură amoroasă, de a explora lumea, de a merge cât mai departe și a descoperi mistere, de a cuceri locuri pe care, la care nici nu v-ați gândit. În acest context, simt că acest cavaler de bâte este poate legat de transformarea voastră, de această voce interioară care vă cheamă la o nouă aventură. La o nouă aventură. Vai, ce frumos, vai, ce frumos. Regele de bâte, domnule, dar cât foc de la trăsnetul ăla, toate parcă s-au inflamat. Ceva, ceva în voi vă cheamă la... Nu neapărat la luptă. Vă cheamă să vă manifestați în adevărata voastră grandoare, să manifestați regele din voi. Evident, fiind rege, este energie masculină. Sunteți chemați să conduceți, asta simt, să conduceți, în primul rând, să vă conduceți viața, să vă creați un imperiu, un imperiu. Aveți multă experiență în spate. Probabil că acest turn a fost momentul de inspirație, printre alte ruine și situații create. Este această flacără care v-a dat o sclipire de geniu într-o direcție. Aveți multă pasiune și sunteți investiți cu multă autoritate și responsabilitate. Să nu uităm și de responsabilitate. Întotdeauna e foarte important. Wow, deci aici, așa cum la Araci s-au vorbit, se apară toate cărțile de apă, acum apar bâtele, foc, 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 pasiune din cer până în sufletul vostru. În curând, un nou început. Probabil că până acum acest cavaler de bâte l-a ținut undeva în spatele acestor garduri, acestui zid. A stat în spate și calul a tot bufnit, a tot scos flăcări pe nări, nerăbdător să exploreze. Acum, parcă, în momentul în care ascultați și vocea interioară și vocea îngerilor, înțelegeți, de fapt, în ce direcție trebuie să o luați. E un nou început. Poate fi în dragoste, mai mult sau mai puțin, dar eu simt că este vorba de transformarea voastră, având în vedere cărțile pe care le-am văzut mai devreme. Un nou început. Vi se oferă această energie, această sclipire, acest trăsnet, acest foc, vi se oferă din cer. Este apocalipsa despre care tot citesc în ultima vreme, da? Apocalipsa care vine cu miracole pentru cei care s-au pregătit, pentru cei care sunt vrednici, pentru cei care au experiență. Sunt chemați la o autoritate. Sunteți chemați să conduceți, să vă conduceți într-o direcție spectaculoasă. Și vorbesc de spectacol pentru că e casa a cincea a creativității, a jocului, a spectacolului. Sunteți un adevărat spectacol al naturii, cum vă regenerați, cum vă reformatați. E similar cu pasăre Phoenix, da? Turnul, trăsnetul și izbucniți din acest foc înspre cer. Sau cerul vă ridică înspre voi, înspre ei. Alt semn de foc. Sfatul, valetul de bâte. Acesta este sfatul. Alt început sau același început. Este similar. Deci două mesaje. Aici este mesajul. De obicei, valeții reprezintă mesageri. Și cavalerii, dar și valeții.
Cavalerii reprezintă acțiunea, intrarea în acțiune. Probabil că în ultima vreme ați început să acționați în direcția care vă va aduce în această postură. Poate unii veți crește la locul de muncă, posibil și asta. Vă veți deschide o afacere, posibil și asta. Probabil veți face comerț exterior cu cavalerul de bâte care, și nouă de bâte. Amândouă cărți ce ar putea sugera zodia săgetătorului, se poate și un comerț exterior. Dar trecând peste asta, este un mesager. O idee, un mesager inovativ, creativ. Poate vorbim cu cineva sau pur și simplu este mesajul divin, da? Tot am vorbit de mesaj, tot am vorbit de sclipire, da? Sclipirea de geniu. Cavalerul de bâte e foarte inovativ, super creativ. Acesta este sfatul. Să vă bazați pe creativitatea voastră. Aceasta este forța care vă ajută să renașteți în orice situație. Creativitatea și pasiunea. Evident, și rezistența. Exterior. Regele de spade. Poate aveți un vărsător, un geamăn sau balanță, care vine și în acest context nu-l văd chiar fiind negativ. Voi știți mai bine, poate. Eu simt că este un avocat, poate să fiu și un doctor dacă v-ați vindecat de o boală, da? Care v-a ajutat. Are totul sabia în jos față de alte seturi de cărți. Acest rege de spade e pe același calapod cu voi. Probabil v-a ajutat într-un fel, mental, v-a ghidat, v-a sfătuit. Dacă e avocat, dacă e doctor, v-a vindecat ca să puteți renaște, da? La o nouă misiune. Că doar ați fost bolnav, ați fost rănit, da? Ați trecut prin multe. Poate să fie și un doctor, poate să fie și un avocat, oricum este un om care spune adevărul. Poate ați discutat cu cineva, vi s-a spus adevărul și v-ați luminat într-un fel, într-o privință. Este o forță exterioară și e bine că e aer, susține focul. Susține focul. De ce vă este frică de împărăteasă? Ar putea fi semnul taurului sau al balanței, dar nu e obligatoriu. Poate să fie cineva născut în martie, poate să fie oricine, 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 oricine. Împărăteasa reprezintă mama, împărăteasa reprezintă soția copiilor voștri. Este o forță creativă. Poate că la un moment dat am tot vorbit de creativitate, v-a fost teamă că nu veți crește, că veți rămâne acolo, în ruinele acelea, în spatele zidurilor, răniți, poate v-a fost teamă, poate încă simțiți această mică neîncredere. Împărăteasa e foarte încrezătoare în ce? În creativitatea ei. Am tot vorbit de creativitate, cred că pentru unii este un mesaj special. Poate să fie și o femeie gravidă. Poate v-a fost frică să nu lăsați pe cineva într-o situație de genul ăsta, pentru că turnul reprezintă și o aventură și cavalerul de bâtă reprezintă aventură, da? Și sfatul ar fi, putea să fie un doctor, un, eu știu, chiuretaj, un avort. Trecând pe asta, nu știu, probabil pentru foarte puțini dintre voi ar putea să fie acest mesaj, dar trecând peste asta, reprezintă mama copiilor voștri, în cazul în care v-ați despărțit unii dintre voi de o relație, avocatul, turnul, da, despărțire, și poate să fie o energie creativă. Energia, femeia divină din voi. Pentru că mai devreme am discutat de bărbatul divin și femeia divină, poate unii ați fost obișnuiți doar cu bărbatul divin și unele, da? Că femeile din zodia leului sunt bătăioase. Da? Și a trebuit să vă descoperiți latura voastră divină, feminină, scuzați-mă, latura voastră feminină, receptivă. Poate aici este teama unora dintre voi, da? Sunt multe variante. Nu vi le pot da pe toate, încerc cât se poate în acest moment. Ce vă doriți? Iar semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Dar ideea este că vreți să blocați ceva,
să blocați un trecut. Poate să blocați această persoană, dacă e vorba de o persoană. Dar trebuie să luați o decizie. Să lăsați în urmă noaptea și să vă orientați. Vedeți, aici în față este lumină, da? Să vă orientați către lumină, către soarele vostru și către acest trăsnet care vine și vă luminează viața. E o vorbă, tot răul spre bine. Dacă a fost la un moment dat neplăcut acest turn, eu știu ce poate fi, am zis, poate fi foarte multe, dacă a fost neplăcut, este în beneficiu vostru, e clar. Dar trebuie să luați o decizie, asta vă doriți. Să puteți alege corect și alegeți. Aveți energie care vă susține. Finalul, vai ce frumos, și alegeți pentru că vă conectați la intuiție. Alegeți corect. Poate unii veți consulta un astrolog, un cititor în cărți, poate unii veți asculta pe tarotela. Marea preoteasă, semnul peștilor, unii zic că ar putea să fie și taur, mai mult sau mai puțin. Toți avem această latură în noi, toți. Și aici este provocarea, da? Tot ce vi se oferă trebuie conectat la această nouă misiune, la ceea ce simțiți, ceea ce auziți în vise. Le țineți în secret, pentru că ați avut mai devreme, da? Un proiect care trebuie ținut în secret. Ce înseamnă a fost și acolo o femeie gravidă? Poate fi pentru unii dintre voi, mai mult sau mai puțin, dar ideea e că trebuie să crească un proiect, da? Acesta iar e proiect. Proiectul trebuie să crească și atunci vă este frică, poate, unii dintre voi, vă este frică, poate nu va crește și nu va da roadele pe care vi le doriți. Dar eu nu cred că e cazul să manifestați frică, trebuie să manifestați încredere, de-aia aveți regele de băte, trebuie să aveți încredere. Pentru că sunteți investiți cu mare responsabilitate. Și 9 de cupe, ce frumos vă așteaptă, iar semn de apă. Poate, totuși, cu un semn de apă aveți puterea de a înțelege niște aspecte mai delicate ale voastre. Și dacă nu-i semn de apă, oricum este mare bucurie. Ce avem aici? Colaborare. Colaborare la locul de muncă. 3 de monede, 3 de băte. Vedeți viitorul cu alți ochi. Așteptați niște oportunități. Așteptați, cineva vă așteaptă. Da, la drum. Avem și cavalerul de băte care sugerează asta. Așteptați. Și împărăteasa trebuie să aștepte. Da? Am zis, aici vă este un pic, dar nu aveți răbdare. Cu acest cavaler de băte și cu asul de băte și cu valetul de băte, e clar că nu aveți răbdare, dar trebuie să vă adunați răbdarea. Și să începeți o colaborare cu cineva. Și faceți artă. Pe ce puneți mâna, faceți artă. Și veți crește la locul de muncă, dacă e vorba de locul de muncă, sau pur și simplu afacerea, dacă e vorba de afacere, va crește. Dacă veți alege partenerii potriviți și dacă vă veți concentra pe ceea ce știți voi să dați cei mai buni din voi. Au fost niște discuții, au fost niște certuri, cineva a ținut de bani, ia uite, iar săracul, mizerul, da? Semn de pământ, fecioară, taur. Iar taur sau capricorn, cineva ține de bani și diavolul, da, sunt fixiști, poate ați fost voi fixiști într-o relație toxică, da, iar capricorn, mai mult sau mai puțin capricorn, o relație toxică de care ați ținut, poate ei au ținut de voi și nu v-au lăsat în pace și a trebuit să vă certați, să rupeți, da, a apărut turnul, da. Aveți și 2 de cupe pe care l-am văzut și mai devreme, sunteți susținuți de un suflet pereche care vă este alături în acest proces, în această călătorie a vieții voastre. Chiar dacă nu stă cu voi, vă este alături. Vă este alături. Măcar emoțional și cu un sfat. Așa simt cărțile acum și vă doresc tot binele din lume. Pentru că am prieteni frumoși în zodia leului. Am și eu ascendent în zodia leului. Și să vedem în continuare. Acum, e seria aceasta a cărților intime. Adesea, societatea, prin articolele pe care le citim unii dintre noi în media, încearcă să ne
transforme într-un fel de roboței. Uităm, dacă citim foarte multe articole în domeniu, uităm că, de fapt, sexualitatea este un act de magie și nu doar atât, de trezire spirituală. Aceste cărți vin în folosul celor care vor să se înțeleagă mai bine. Sper că această etalare intimă să vă ajute să descoperiți anumite aspecte pe care trebuie să le lucrați. Cei care sunteți sub 18 ani puteți să închideți și să ascultați altceva. Am amestecat cărțile, acum le tai. Soare, Lună, Venus, ascendent în Leu, iunie 2019. Ce vă doriți? Ce își doresc ei? De ce vă este vouă frică? De ce le este lor frică? N-a sărit nicio carte de asta, de data asta. Vai, ce frumos! Vai, ce frumos! Acesta este soarele. Acesta este semnul leului. Este august. August, când mâncăm porumb, încep să apară și struburii și dovlecii. Este momentul de culme al vostru. Vă doriți să vă regăsiți gloria, eventual alături de o persoană dragă. Vă doriți să fiți liberi și să vă iubiți sub acest soare, într-un apus de soare, într-un răsărit de soare, fără să vă mai fie frică de trecut, fără să vă fie frică că veți fi văzuți altfel decât sunteți. Vreți să arătați căldura pe care o simțiți, dragostea mare pe care o aveți pentru cineva și să primiți soarele. Fantastic, ce frumos, nici nu se putea. Atât foc în luna iunie pentru cei născuți în semnul leului. Ce-și doresc ei? E similar turnului. Își doresc să facă dragoste cu voi într-un mod în care nu l-au mai făcut poate niciodată sau de mult. Dar în spate este o persoană foarte geloasă, foarte geloasă. Vărsător este casa a șaptea, opusă casei leului. Probabil ceva în casa voastră a șaptea se întâmplă sau a lor. Probabil că unii dintre voi renunțați la o relație pentru a începe o nouă relație pasională, că tot ați avut multe băte, mult foc. Posibil și asta. De ce vă este frică? Cavalerul de monede. E o persoană care vine încet, în general. E un proiect care se desfășoară încet. Probabil că simțiți foarte multă pasiune pentru persoana de care sunteți interesați, care e în sufletul vostru, foarte mult. E dragoste adevărată ce e în sufletul vostru. Dar este o teamă că lucrurile nu vor avea timp să se coacă. Acest cavaler oferă o lămâie vechi, verde. Ceea ce spune că doamna trebuie să aibă răbdare ca să se poată bucura de fruct. Trebuie să aibă răbdare. Poate că voi trebuie să aveți răbdare sau vă este teamă că partenerul vostru nu va avea răbdare până să vă vadă în adevărata voastră splendoare. E posibil și așa ceva. Semn de pământ, mai mult sau mai puțin. Haideți să mai vedem și celelalte cărți. De ce le este frică? 3 de băte. Trei de băte, în general, înseamnă așteptare.
Probabil că le este frică să aștepte că poate. Rămân doar cu visele și nu se împlinește această dorință. Le este foarte dor de voi. Își doresc să vă ia în brațe și să vă sărute, evident. Vă așteaptă, dar așteptarea asta s-ar putea. Am simțit nevoia să mă uit și la capătul acestui set de cărți. Aveți justiția. Justiția numărul 8 în acest set de cărți. August. Cred că pentru unii dintre voi trebuie să faceți dreptate într-o situație, aveți nebunul, o luați de la zero, după ce, după un as de bâte. E o pasiune mare între voi doi. Probabil sunteți la începutul relației și cineva, pentru că avem justiția, aveți justiția, este gelos în acest peisaj sentimental, erotic. Probabil că felul în care vă puteți mulțumi unul pe altul este nemai întâlnit pentru voi. Și asta creează o legătură foarte puternică între voi doi, foarte puternică, dar nu uităm, avem soare, avem turnul, avem leu, avem vărsător. Se dărâmă niște concepții, preconcepții și descoperiți bucurii noi, da? Bucurii noi, satisfacții noi, în situații pe care nu le-ați mai experimentat. Și repet, asta creează o legătură profundă între voi și înnebunește persoana din urmă, din umbră. Persoana simte că își pierde partenerul, partenera, da? E un trio aici, este clar, cu justiție, cu zero și cu asul de bâte despre care am vorbit la ce zodie, în care cei doi ard amândoi până la cenușă, ca să renască într-o singură ființă, într-un unu, da? O tandrețe și o pasiune pe care rar le întâlnesc oamenii în viață. Pentru că oamenii consideră această zonă necesară, pământeană, dar nu înțeleg că dragostea, da, prin dragoste și prin sex ne conectăm la prin sexualitate, nu prin sex, prin sexualitatea noastră și nu cu oricine. Ne conectăm la divinitate, nu cu oricine, ci cu sufletul pereche, cu flacăra geamănă. Cu flacăra geamănă suntem în stare să trecem peste orice blocaje, peste orice idei preconcepute. Și vă așteaptă. Și aici e vorba de așteptare. Este teamă că așteptarea va dura mai mult decât vă doriți. Pe scurt, un mesaj de la îngeri pentru Leu, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu, iunie 2019. Nu pot să vorbesc tare, îmi pare rău. Ah, ce frumos! Cal, inorog, spiritualitate, iar știu că unora poate nu vă place, dar ăsta e adevărul, ăsta e adevărul. Noi, adevărata noastră esență este spirituală, nu fizică. Îmbrățișați-vă emoțiile. Îmbrățișați-vă, da, emoțiile. Îmbrățișați-vă emoțiile. E posibil unele dintre voi să aveți șansa să fiți mămici, dacă vreți, evident. Că și în această imagine, femeia pare însărcinată. Deci îmbrățișați-vă emoțiile. Permiteți emoțiilor să iasă la suprafață, acceptați-le. Pentru că, odată exprimate, veți zbura până la cer. 18, 1 cu 8, 9, 9, spiritual. Vă veți descoperi niște aspecte foarte profunde ale voastre. Bucuria atrage bucurie, like-ul atrage un alt like. E vorba de generozitate și de a demonstra dragoste, da? Demonstrați dragoste. Aflați ce este important pentru cei pe care iubiți și acționați ca atare.
Aflați ce le place, da? Poate le place ceva, mai ieși din comun, își doresc să experimenteze anumite lucruri. Aflați și oferiți-le ce le place. Pentru că veți primi. Cu cât oferiți, cu atât primiți. Acesta ar fi mesajul pentru luna iunie. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și pe curând numai bine. La revedere!